Ministerul Sănătății a alocat anul acesta cel mai mare buget în ceea ce privește serviciile medicale stomatologice. Deși suma de 60 de milioane de lei pe țară este mai mare față de anii trecuți, aceasta practic nu îi ajută cu nimic pe medicii stomatologi din România. Noul pachet de bază decontat de Casa de Asigurări de Sănătate cuprinde mai puține servicii față de anul trecut. În prezent, acesta le îngrădește posibilitatea pacienților de a merge regulat la un control dentar gratuit. În principal, în pachetul de bază sunt incluse servicii de urgență, iar pentru tratarea diferitelor afecțiuni, pacienții vor fi nevoiți să scoată bani din buzunar. Copiii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani vor beneficia doar o dată la 2 ani de o consultație, inclusiv de tratarea unei carii. În acea situație se află însă și persoanele trecute peste 65 de ani cu venituri sub 740 de lei. În cazul lor, statul le asigură o proteză acrilică o dată la 5 ani. Sigilările se fac numai la copii, deci nu au dreptul la tratamente de carii, copiii între 0 și 6 ani și nici copiii după 14 și 18 ani. Protezele, de exemplu, sunt pacienți care sunt edentați de la vârsta de 50 de ani sau 55, dar ei au pensie, nu contează valoarea pensiei, nu au dreptul la aceste proteze acrilice decontate de Casa de Asigurări. Ceea ce e foarte greu, pentru că deja stăm destul de proști și la capitolul edentație și la capitolul carii, la copii. Medicii stomatologi nu o să fie de acord cu acest pachet. Din această cauză nici nu o să încheie absolut nimeni contract cu Casa de Asigurări și, în primul rând, nu se știe ce plafon vom avea pe lună. Deși anul trecut 28 de medici stomatologi din județul Giurgiu au semnat contracte cu Casa de Sănătate în ceea ce privește pachetele decontate, anul acesta numărul va scădea considerabil. Potrivit președintelui Colegiului Medicilor Stomatologi din Giurgiu, suma cea mai mare decontată unui medic pentru îngrijirea unui pacient anul trecut a fost de 476 de lei. Noi n-am mai avut contract cu Casa de la data de 1 aprilie 2013 și pe luna martie noi am primit 476 de lei, cel mai mare plafon a fost și în aceste condiții medicii nu o să mai încheie. S-a redus considerabil numărul de pacienți deoarece sunt foarte mulți pacienți care au venituri foarte mici și ei se ajutau cu pachetul acesta de bază de la Casa de Asigurări și de acum încolo nu o să mai își permite să și pună nicio proteză, o să rămână edentați. Asta e. Decontarea lunară a unei sume foarte mici, care nu acoperă cheltuielile contractului pe care medicii îl încheie cu Casa de Sănătate, este principalul motiv din cauza căruia medicii refuză să mai semneze. Mai multe detalii despre sistemul sanitar al stomatologiei din România puteți afla chiar de la președintele Colegiului Medicilor din Giurgiu, doctorul Marioara Ioniță, într-o ediție specială marca TV Giurgiu.